Seara, sunt Natalia Echiptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Chiar ne-a ajuns cuțetul la gât, ne-am, cum am spus și mulți, trebuie de pus mâna pe fur și pe, că altfel nu ieșim din situații. Visuri spulberate, acuzații și procese de judecată interminabile. S-a făcut deja un deceniu de când sute de oameni încearcă să-și rezolve problema investițiilor în ceea ce trebuia să fie un complex de locuit de lux. Vreau în casa mea, am lucrat o grămadă în casă, am apartamentul ăsta. Altceva nu vreau nic. Să-mi dai apă și lumină și să-mi dai tot ce avem noi aici, cam o grămadă bani am vrut în casă. Oamenii spun că acum 10 ani nimic nu prevestea o problemă. Companie de construcții în care au investit mulți bani agonisiți cu greu făcea concerte fastuoase, tombole generoase și le promitea tuturor o viață cu confort sporit într-un complex de locuit cu piscină. Merge o reclamă, vedem cum merge construcția, merge rapid, bine, chiar ne miram că... În total, cumpărătorii viitoarelor locuințe de lux ar fi plătit companiei de construcții peste 10 milioane de euro. Doar că în loc să fie anunțați despre darea în exploatare a imobilului, oamenii au aflat cu stupoare că fondatorii afacerii sunt reținuți unul după altul, iar construcțiile s-au oprit. Cranul stă stabil, construcțiile stau pe loc. Și ne-am informat că ceva nu-i clar la mijloc. Și ne-au promis că în 2016 trăim apartament și să. Și trăim acum la vârsta de 73 de ani, trăim la gazdă. Astăzi vom încerca să reconstituim întregul film al acestei afaceri eșuate, care a lăsat peste 500 de moldoveni fără investiții. Cine s-ar face vinovat de acest lucru și ce mai pot face păgubiții după un deceniu de așteptări? Ce spune actualul administrator în gestionarea căruia se află construcția și cum vede el soluționarea problemei? Aflați în această ediție. În 2012, Iulia Roșca din Chișinău a investit peste jumătate de milion de lei într-un apartament la care visa de mulți ani. A trecut însă aproape un deceniu, dar femeia așa și nu s-a mutat în noua locuință. Cum s-a întâmplat asta? Aflăm acum. Să o întâmpinăm pe Iulia. Bună seara! Bună seara, doamna Iulia! Bine ați venit la noi! Spuneți-mi mai întâi... Ce ați cumpărat la acest complex și unde? În casa cu palmieri sau cea cu stele? În 2012 am cumpărat un apartament 132 în scara 2, în complexul locativ și cu menire socială, Galsam Service. Am investit o sumă de bani, o sumă foarte mare pentru mine. Apartamentul era pentru dumneavoastră? Apartamentul era pentru mine. Mare? Apartamentul e cu o cameră. Noi am vrut să ne luăm cu soțul la bătrâneță un apartament mai mic, pe care a nostru, care l-am avut noi, să-l cedem fiicii mele. Când v-au zis că trebuie să fie gata? El trebuie să fie gata în august 2013, pe urmă ne-au amânat în 2014. În 2015 ni s-a spus că casa noastră se duce în restructurare. Au fost niște probleme a stăpânului casei. Noi, ca să înțelegeți, eu am investit bani. Dumneavoastră, câți bani ați investit, doamnă Iulia? 554.042 de lei și 33 de bănuți. Bani. Și asta, jumătate de milion, este o sumă enormă. Care era echivalentul eu, în euro? Eu, când am investit, să înțelegeți una, că eu am investit banii ăștia luând un credit la un procent foarte usturător. Care? Sunt undeva 13 și pe urmă merge dobândă până la 16%. În valută sau în lei moldovenești? În valută. În valută 13%? În valută. Eu am... Și până acum plătiți acest procent? Nu, nu, nu. Eu am până în 2016. Condiții. Până în 2016 eu am dovedit și atunci eu încă lucram, acum ca să înțelegeți, pensionară. Mai plătiți atunci... creditul? După ce am plătit creditul, eu am luat confirmare că eu am achitat integral tot creditul și am fost la departamentul cadastru, unde în contractul acesta eu am fost ca investitor, eu nu eram ca stăpână a apartamentului 132, dar ca investitor. Un contract de investiții este un contract prin care compania se angajează să construiască pentru beneficiar un bun viitor. Deci el este un proprietar provizoriu, pe când proprietarul de bază este
compania. Până la darea în exploatare, această proprietate este încă a companiei de construcție. Prin eliberarea procesului de verbal de recepție finală, doamna încă nu intră cu drepturi depline în acest proprietar, care, în acest apartament, care trebuie să fie înregistrat la organul cadastral. Totuși, doamna Iulia, aveți un contract de investiții în care credeați beton. Da. Da? Vi se părea că, totul este în regulă. Și cum e, se spunea. Cui stătea pe acel contract? Pe contractul meu de investiții stă semnătura lui domnul Echim, fondatorul Galsam Servicii, firmei care construia. Și ce face domnul Echim acum? Nu, ce face domnul Echim? În 2015, când... Nu, acum ce face el? Acum domnul Echim stă în țară, domnul Echim. Noi am vorbit cu dumnealui, el a stat și închis, soția lui era ca director financiar în Galsam Servicii. Cel este, figurează într-un dosar penal acum? Mie îmi pare că sunt mai multe dosare la dumnealui. Spuneți-mi, vă rog, la ce sperați acum, după aproape un deceniu în care așteptați acest... Eu sper... Să găsiți vinovatul să fie pedepsit. Eu vreau să-mi recapăt apartamentul. Eu dacă înțeleg că poate casa noastră cuiva îi place, eu înțeleg lucrul ăsta. Întoarceți-mi banii noștri. Dar eu totuși trag speranța că casa să fie construită și eu în orice caz am să stau de la etajul 12 și am să mă uit la toată panorama Chișinăului și am să zic că am ajuns și eu la viața asta. În această seară vom auzi ce spune Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale despre situația în care s-au pomenit cei peste 500 de investitori. Acum vă invit să vedem un scurt material despre cum ar fi pornit construcția complexului locativ cunoscut ca Palmieri și Stele din sectorul Ciocan al Capitalei. În perioada 2012-2014, compania de construcții, prin publicitate masivă, tombole și prețuri atractive pentru investitori, a convins aproximativ 500 de persoane să investească în apartamente. Cea mai mare reclamă de pe fața pământului era tumași pe televiziunii moscovitii, europenii, Ala Pugaciova, aici tăți, erau Antonov, tăți cumpără apartamente în casa asta. Investitorii spun că primele probleme au apărut în anul 2014. Pe atunci, Serviciul Fiscal de Stat ar fi blocat conturile firmei din cauza unor datorii la bugetul de stat. S-a apărut altă întreprindere, că pe urmă a fost procesul de insolvabilitate, că după asta a venit primul administrator, domnul Timoșin, după asta a venit al doilea administrator. Conform datelor disponibile pe portalul instanțelor, aflăm că în noiembrie 2015, Curtea de Apel Chișinău a aprobat intentarea procedurii de insolvabilitate a companiei de construcții. La acel moment, ea avea o datorie de 4.700.000 de lei și asta doar față de bugetul de stat. O lună mai târziu, instanța a constatat că firma ar fi înregistrat datorii în total de 204.500.000 de lei. Mai trec 2 ani și în iunie 2017, Inspecția Financiară din subordinea Ministerului Finanțelor a întocmit un raport referitor la gestionarea financiară a firmei vizate. Din document aflăm că din 1 ianuarie 2010 până în 29 aprilie 2017, compania ar fi folosit în afara construcției suma de 101.600.000 de lei. În același act, inspectorii au precizat că din acești bani, antreprenorii și-ar fi achiziționat 11 mașini de lux. Chiar ne-a ajuns cuțitul la gât, cum am spus și mulți, trebuie de pus mâna pe furși, că altfel nu ieșim din situații. Unde se află astăzi fondatorii companiei și ce învinuirile au fost aduse acestora, aflăm chiar acum. Dumnealor ne-a spus că sunt toate conturile arestate de Departamentul Fiscal al Republicii, că sunt acolo foarte puține datorii, dar or să fie rezolvate. Deci fiscul e vinovat. Fiscul i-a arestat conturile, el nu poate să cumpere materiale de construcție, s-a stopat lucrările, da. Tot avea să fie mai departe. Haideți bine. Haideți să auzim cine au spus procurorii despre fondatorii companiei. Da, mi-ar fi interesant să auzim. În această cauză penală oferită justiție de Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, figurează un număr de 240 de părți vătămate și 3 inculpați. Inculpații sunt factori de decizie din cadrul societății cu răspundere limitată vizate, dintre care unul este anunțat în căutare, altul este decedat, iar al treilea se prezintă la ședințe.
Vă mai putem comunica faptul că pe CAS sunt trei dosare conexate în unul din anul 2017, 2019 și din 2020. Așa cum în martie 2019, judecătorul care examina cazul a fost detașat la inspecția judiciară, examinarea acestuia a fost reluată de la început. Eu nu vorbesc de nimeni, eu vorbesc de apartamentul meu în care m-am urcat și vă pot spune și am eu un apartament 132, scara 2. Acolo sunt toate țevele pentru apă, acolo sunt toate contoarele pentru apă, acolo sunt contoarele pentru energie, acolo este contorul pentru gaz, acolo tot este, e și ușa de la intrare, sunt pereții care despărțitori în apartament, sunt pereții care spin eu de vecini să izolată, la mine stă ușa pe care scrie 132, eu am cheie de la apartament. Calorifere, cazanul de gaz? Caloriferele sunt, tot este. Deci practic, el practic, eu am ieșit cu cerere la administrator, unii am spus, dați-mi, vă rog, apartamentul în starea asta care este el. E adevărat că unii dintre oameni au reușit să facă și reparații și chiar să mobilizeze apartamentul? Da, mergeam la serviciu și de la serviciu în fiecare zi, în fiecare seară, acolo au fost undeva la vreo 26-28 de apartamente, chiar Măhăleanul meu de la etajul 11, care noi suntem unul... Vă cunoașteți. Da, dumnealui a trăit acolo, la dânsul acolo s-a născut... un copil. S-a mutat în blocul ăsta, a lucrat, fără gaz, fără apă. Că domnul Ichim, la oamenii care trăiau la gazdă și plăteau credite, dumnealui le-a pus cazane electrice, apă și electricitate era la construcție și oamenii trăiau acolo. Acum la oamenii au investit, ei au investit de pildă 35.000 în construcții, în apartament și încă au mai făcut reparații, au cumpărat mobilă, încă undeva vreo 30-35, poate și mai mulți mii de euro. Măhăleanul vostru trăiește și acum? Nu, de unde? Am ajuns la în 2017, 2018, înainte de anul nou, lumea și-a așezat brăduțul cu nepoții, cu televizoare, cu masa de sărbătoare, a venit domnul Timoșin. Cine mai era acolo, că eu dacă n-am trăit nu pot să spun, au venit toți cu poliția, cu toți și i-au scos pe oameni afară în seara de anul nou. Și ei au lăsat tot așa cum au fost și au ieșit din apartamente. Că au spus îndată, peste jumătate de an dumneavoastră intrați în apartamente, acum nu se poate să trăiți. Asta era în 2017. Și de atunci nu s-a mai construit, nu s-a făcut nimic. Doamna Iulia, eu știu că de aproape o săptămână voi, investitorii, vă aflați cu corturile la intrarea în acest complex locativ. Da, noi stăm cu corturile la intrarea pe teritoriu, la casa noastră, la intrarea în ogradă. Dar în fața cui protestați acolo? În fața paznicului? Da, în fața paznicului care ne-au luat banerele unde noi am scris și ne doare și cere, care noi am... ne ofensează, asta e în fine. Unica și noi vrem să le aducem la cunoștință la toată țara și la toți investitorii, că noi tare mulți investitori avem după hotare, care ei nu mă văd prin lucrurile prin presă, prin... Care este mesajul vostru? De ce ați ieșit acum cu corturile? Eu am ieșit cu corturile una, să atrag atenție la justiție, la toată administrația Galsamului, la administrația primăriei, la administrația țării, ca dumnealor, ca la un om care a investit, care a plătit impozite și o sperat că ar să primească apartament. Eu nu cred că asta e prima companie care ne merită în asemenea situație. Aici e o jumătate de Moldova în situațiile date. Și aici e vinovat inclusiv mecanismul statal de control. Ca exemplu, eu m-am aprofundat o leacă și din sursele mele, să zicem, demne de încredere, cum se spune la noi, am aflat mai multe despre această companie. Fiind chiar această companie protejată de unii foști legislativi din Republica Moldova. Foști parlamentari? Da. A început această construcție
fără toate documentele în regulă de a începe construcția. Să fim atenți. Acolo sunt sumedenii de procese verbale făcute de către departamentul construcției, prin care se ducea o instanță judecată, le punea o amendă și cu asta se termina. Ei mai departe prelungeau să construiască. Ulterior am aflat că câteva sute de milioane de lei au dispărut de pe conturi și nimeni nu știe unde sunt. Deci banii fiind de extrași din circuit, vă imaginați că întreprinderea nu își poate asigura toate promisiunile contractuale făcute vis-a-vis de investitori. În asemenea situație, ce a făcut compania de construcții? A angajat apartamentele care practic erau 90-100% achitate, că pe mulți i-au dus în eroare, făcându-le niște prețuri atractive, hai, cine se achită 100%, vă facem încă careva reduceri la prețul final. Oamenii au văzut, le-au fost interesat și au achitat tot 100%. Ulterior, după asta, ei văzând că nu au bani, se adresează la bancă și ce vă închipuiți? Ei pun această construcție, aceste apartamente care practic de facto cu proprietari. De iurii încă nu erau proprietari. De facto erau proprietari. Pentru că ce înseamnă în contractul de investiții? Eu investesc în casă, iar tu mie îmi dai apartamentul corespunzător de suma cei de bani care eu am investit-o. Deci, de facto, eu sunt proprietar. De iurii încă nu sunt proprietar. Pentru că proprietar, contractul de investiții prezumă, cum a spus și colega mea, prezumă că proprietar a acestei construcții în ansamblu este compania de construcții. Și a putea face ce dar, vrea cu... Dar, având aceste contracții, contracte de investiții cu destinație concretă de construcția deci, unui apartament... Era de bună credință? Sau nu totuși, prea. Chiar prea. Juridic, compania aici, nu avea dreptul aici să găjeze? Nici compania nu avea dreptate și nici banca care a luat această casă, știind din start că acolo jumătate de apartamente sau jumătate din spațiile construite deja îi aparțin cu contracte de investiții cărorva persoane, deci primește această casă, Iurie, ce vrei să spui? Iar ulterior încearcă de la bancă și ia aceste în apartamente. Deci, ca să înțeleg, crezi că și banca și compania de construcții au încheiat această, hai să zic, afacere cu gajul? Nu cu bună credință. Nici din partea băncii, nici foarte din partea. Conștient știind da. Că încalcă niște drepturi da, ale unor corect. Oameni? Foarte corect. Noi astăzi, Iulia, nu este singura nu singură. Reprezentanta a investitorilor, a celor peste 500 de investitori. Da. Avem în sală câțiva oameni care, la fel ca și Iulia, au investit foarte mulți bani. Vă rog frumos să vă prezentați și să ne spuneți, iată, vedem și un panou, da, e continuă protestul și la noi în platou. Vă rog să vă prezentați și ne spuneți cât ați investit dumneavoastră. Îi salut pe toți, eu sunt Elena Melnic, investitor în Casa cu Stele, investitor de bani, de sănătate, de speranțe până la urmă nerealizate. Ce vreau să spun, dacă doamna care a prezentat este mai favorizată față de noi cei din casa numărul 2, noi nici măcar avem niște contracte de investiții, dar nici măcar nu suntem trecuți prin cadastru. Deci sunteți, ați cumpărat locuință în cealaltă, în cealaltă casă care are un grad de finisaj foarte redus. Suntem, unica noastră garanție ar fi acea tabelă de creanță unde suntem stabiliți cu niște sume de bani, prin hotărâre de judecată și asta este unica salvare a cât noastră ca să nu ne pierdem banii. Era vorba pe timpuri de 36.000 de euro investiți într-un apartament cu două odăi. Când am cumpărat apartamentul, aveam fica de 10 ani și băiatul de 4 ani. Acum fica are 20 de ani și e dusă la casa ei și îmi pare rău că nu mi-am realizat visele lângă familia mea. Noi venim cu un apel. Vă rog, ajutați-ne! Am investit aproximativ 400 de mii de lei. Am lucrat în străinătate vreo 6 ani de zile împreună cu soția. Ne-am gândit să revenim în țară. Îmi pare rău, nu știu, nu-mi găsesc cuvinte potrivite ca să-mi exprim durerea, fiindcă am ajuns chiar la un moment dat în prag de divorț. Am avut probleme cu familia.
În fine, am reușit să trecem peste această etapă. Dar ne luptăm, mergem prin instanțe de judecată și suntem tărăgânați, anume de instanțele noastre. Voi mai sperați la apartamente sau vreți măcar să vă scoateți banii investiți? Personal, eu nu cred că aceste apartamente din a doua casă vor fi gata. Acolo este doar o singură situație, în cazul dacă terenul totuși o să revină investitorilor. Voi credeți că problema este terenul și imediat da, ce se rezolvă la care are această întrebare, blocul mare... se va înălța. Aveți dreptate. Mulțumesc frumos pentru această intervenție. Strig până la ceruri, vrem să fim auziți, să ne ajute cineva. Vedeți-vă deja la etajul 12, vedeți-vă deja în stele și palmieri. Evident este la suprafață interesul. Dar m-am luat creditul la 15 ani. Și cât mai și achităm câte 8.000 de lei pe lună. Pur și simplu arunci banii în vânt, asta e strigător la cer. Domnul Vasile Miguel Oare nu s-a dus și nu a dat document la primărie, la cadastru. Nu, asta este greșeala voastră. Visuri spulberate, acuzații și procese de judecată interminabile. S-a făcut deja un deceniu de când sute de oameni încearcă să-și rezolve problema investițiilor în ceea ce trebuia să fie un complex de locuit de lux. 554.042 de lei și 33 de bănuți. El trebuie să fie gata în august 2013. În contractul acesta eu am fost ca investitor, eu nu eram ca stăpână a apartamentului. Până la darea în exploatare, această proprietate este încă a companiei de construcții. Eu dacă înțeleg că poate casa noastră cuiva îi place, întoarceți-mi banii noștri. Când am cumpărat apartamentul, aveam fica de 10 ani și băiatul de 4 ani. Acum fica are 20 de ani și e dusă la casa ei. Și îmi pare rău că nu mi-am realizat visele lângă familia mea. Nu îmi găsesc cuvinte potrivite ca să-mi exprim durerea, fiindcă am ajuns chiar la un moment dat în prag de divorț. Dar eu totuși trag speranța că casa să fie construită și eu în orice caz am să stau de la etajul 12 și am să mă uit la toată panorama Chișinăului și am să zic că am ajuns și eu la viața asta. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre complexul locativ Palmieri și Stele din sectorul Ciocan al Capitalei, care de un deceniu stă nefinisat, deși câteva sute de oameni au investit în el 10 milioane de euro. Astăzi, cei care trebuiau să locuiască în apartamente de lux cu piscină în curte nu mai au nicio speranță că vor ajunge să o facă și nici nu pot să-și recupereze banii. Anterior, am auzit istoria Iuliei Roșca din Chișinău, care a plătit companiei de construcții jumătate de milion de lei. Acum, în platoul nostru, va intra o altă femeie care a investit și mai mult. Eugenia Gobjila a venit la noi astăzi și să-și spună povestea banilor pierduți și întâmplăți. Bună seara! Eugenia, bună seara! Bună seara. Bine ați venit la noi! Vă rog să luați loc acolo lângă doamna Iulia. Da. Mai întâi să-mi spuneți câți bani ați investit dumneavoastră în casă cu palmieri și stele. Eu cu familia mea, noi am investit 80.000 de euro în acest numit complex palmieri și stele. 80.000 de euro? Da, în total. Strig până la ceruri, vrem să fim auziți, să ne ajute cineva. Eu cred în oameni, în noi. Haideți să vedem materialul pe care l-au pregătit colegii mei despre dumneavoastră. Atenție, nicio problemă. Eugenia Gobjila, de 54 de ani, povestește că în 2012 cei doi copii ai săi au împlinit majoratul. Astfel, ea a decis să-și asigure fica și fiul cu câte un apartament. Ne-am gândit unde ceva să luăm la Ciocana, să fim cam toți prin apropiere. În 2012 am adus primii bani aici, a luat fata un apartament cu o cameră, a luat băiatul un apartament cu o cameră și am rămas luăm și nouă cu o cameră. Femeia spune că a luat un credit la bancă pentru a putea investi în viitoarele locuințe ale familiei, iar pentru asta a pus în gaj apartamentul în care locuiau la moment. Eugenia achită și astăzi rata lunară la bancă. Deși copiii Eugeniei nu s-au mutat la casă nouă, ei lucrează peste hotare pentru a întoarce creditul. Să aici prin reclame frumoase, e bine, e frumos, hai mama, aici luăm. Pe lângă cele trei apartamente, Eugenia Gobjila trebuia să se aleagă și cu alte proprietăți în cadrul complexului cu palmieri. Nu știu ce îmi făcea, că îmi tulbura capul. Poate doriți și o debara, poate doriți și parcare. Am luat, am dat 500 de euro,
pentru parcare, dintre care până la urmă trebuia să achit pe ea 8.000 de euro pentru parcare. 8.000, 3.000 pentru debara. Schiță, numai schiță și contracte. Am acasă o geantă plină, numai cu acte. Investițiile însă nu s-au terminat aici. Femeia spune că acum 5 ani administratorii companiei de construcții i-ar fi cerut o nouă tranșă de bani. Aceștia ar fi obligat oamenii să achite suplimentar încă câte 50 de euro pentru fiecare metru pătrat de locuințe. Cum au convocat adunarea, toți au votat că mai dăm cât 50 de euro că intrăm peste jumătate de an. Dacă lumea vrea așa să intre, deschideți porțile și noi facem singuri. Voi în continuare plătiți creditul pentru acest apartament? Da, da, desigur. Dar m-am luat creditul la 15 ani. Și cât mai aveți? Și achităm câte 8.000 de lei pe lună. Pe lună? Da. Până ziua de azi. Iată, eu am adus și dovada aici. Nu, că vă cred pe cuvânt. Am, de ce ani, cum se plecau. Mă doare pe mine să fiecare lună, 1.000 de euro, 1.000 cash în companie, în oficiu la Galsam, noi aduceam banii. Mă pun în pielea doamnelor, alocatarilor și eu n-aș putea dormi noaptea. Dumneavoastră... Asta, eu nu dorm. Da, dumneavoastră eu am și probleme de sănătate, credeți-mă. Da, am fost plan de tiroidă, eu nu dorm. Eu și aici am intrat cu calmante, eu nu pot. Pentru că atunci când vine rata lunară, nu pur și simplu arunci banii în vânt, asta e strigător la cer. Chiar n-am cuvinte, sincer. Ăștia au desenat o imagine, un marketing și o programare neurolingvistică clasică. V-au dat și să puneți mâna pe ceva, cănuțe, imagine, v-au dus în viitor. Vedeți-vă deja la etajul 12, vedeți-vă deja în stele și palmieri și denumire. Eu ascultam, stai așa și asculti, parcă ai cumpărat și tu ceva așa mega, mega frumos și interesant. Dar este doar o iluzie, după cum vedem aici, și nu putem schimba nimic. Eu nu știu dacă veți ajunge să vedeți palmierii sau stelele sau să vedeți alte lucruri care vă așteaptă pe viitor. Daniela, mulțumesc. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre situația în care s-au pomenit câteva sute de persoane care acum un deceniu au investit în total 10 milioane de euro în locuințele din complexul cunoscut drept Casa cu Palmieri și Stele din sectorul Ciocan al Capitalei. Mulți dintre oameni și-au dat economiile de o viață. Alții au luat credite de la bancă în speranța că vor locui în apartamente confortabile cu piscină în curte. Deși compania le-a promis că blocul va fi dat în exploatare în anul 2013, acest lucru nu s-a întâmplat nici astăzi. Am aflat că circa 100 dintre cumpărătorii apartamentelor au decis să fondeze o asociație pentru a-și apăra interesele. Ce au reușit să schimbe prin asta, aflăm de la președintele organizației, Nicolae Golubienco. Haideți să-l întâmpinăm. Bună seara, domnule Nicolae. Bună seara. Bine ați venit la noi, vă rog să luați loc. Mulțumim mult. Vă rog frumos, sincer, dar foarte sincer, spuneți-mi, această asociație care s-a creat, are reușite? Reușite, eu gândesc că reușite are nu asociații, spunem, reușite au investitorii care au investit în complexele date. Reușite este prima, reușite este hotărârea primei instanțe, unde la toți investitorii li s-a oferit dreptul asupra terenului dat. Este o hotărâre primei instanțe de judecată. Deci asociația pe care ați creat-o a intrat în posesie terenului pe care s-au construit blocurile? Da, este hotărârea primei instanțe a judecătoriei judecător doamna... De iure, asociația da. Este proprietară acestui teren? Da, de iure este hotărârea primei instanțe. Prima instanță. Da. Și acum sunteți... Suntem încă în litigiu, în deoarece primăria, municipalitatea a contestat, spunem așa, hotărârea primei instanțe. Și dar deja... municipalitatea ce interes are să conteste? Păi, asta ne punem și noi întrebarea. Deodată de ce au fost eliberate actele permisibile pentru construcția dată, s-a eliberat certificatul de urbanism pentru proiectare, automat s-a știut din municipalitate că terenul se înstrăinează. Punctul. Necătând la asta, municipalitatea atacă în instanța de judecată în 2018, închipuiți-vă, în 2018, și curtea de apel o pune pe rol în 2021, 3 ani de zile
ne-a ținut în colapsul istia și pe data de 23 iunie a avut prima ședință a instanței la Curtea de Apel, unde tot completul de judecători își retrag. Dumneavoastră, eu, apropo, aveți proprietăți în da, acest... Da, am investit. Ați investit și dumneavoastră? Da, băi, clar lucru, de arci pe timp. Câți bani, domnule Golubin? Am investit 25.000 de euro. Ce trebuie să aveți? Trebuie să vă am un apartament cu două odăi, etajul 7. Haideți să vedem acest complex cu palmieri și stele. Colegii mei au fost împreună cu dumneavoastră acolo. Da. Să vedem un subiect. Prima casă este casa cu palmieri. Și urma să fie construit a doilea bloc, casa cu stele. Inclusiv sub casa cu stele se află și tot complexul de parcări. Terenul tot a fost într-un număr cadastral cu 1 hectar și 84 de ari. Deci bază pretind asupra terenului pe care oamenii au investit bani. Eu consider că acestea sunt interese de a deposeda lumea. Comitetul creditorilor nu a întreprins nicio acțiune, să spunem așa, pentru a debloca situația dată. Este necesar de a face o expertiză la tot ce este, în baza dată, să înlături în baza expertizei, oamenii și înregistrează apartamentele, să înlături neconcordanțele care sunt, să face un proces verbal la terminarea lucrărilor și oamenii trec în construcția dată. Credeți că cineva ar avea interese ascunse pentru acest teren? Pretinde cineva? Eu nu că, spunem așa, în cazul în care a fost contestată de primărie, hotărârea primei instanțe, evident este la suprafață interesul. Cine? Păi oameni, cine anume? Eu personal nu pot să dau nume la persoane. Colegilor mei le-ați spus... direct sau indirect, că ar fi vorba de actualul administrator de stat. Pe el îl bănuiți că ar avea interese ascunse pentru acest teren. Administratorul de insolvabilitate este o persoană de stat care a fost denumită, așa e legislația. Administrator de stat. Da, da, este un funcționar public. Administrator de stat, un funcționar public care trebuie să rezolve întrebările investitorilor. În cazul în care dumnealui merge împotriva investitorilor, spunem așa, și merge împotrivă și nu este de acord ca terenul să fie să aparțină, spunem așa, a investitorilor. Păi, dar a zis că cineva de la primărie ar fi cu interese ascunse. Și dumnealui în cârdășie, da, asta și este ca aici. Deci credeți că ei sunt legați, administratorul de stat și cu cineva de la primărie? Nu că sunt, că în cazul în care nu era în situația dată, eu aș da o altă întrebare. Ce măsuri a întreprins dumnealui ca să treacă terenul asupra companiei, în proprietatea investitorilor. Acolo sunt administratori care mulți dintre dânșii se excroci. Corect. Se hrănesc pe lângă judecătorii care îi numesc în temeiul hotărârii judecătorești. Dar cunoștință de a scoate din faliment întreprinderea, el nu are. Că asta e o gestionare economico-financiară a întreprinderii. Deci, practic, statul nu are nicio implicare aici. Absolut. Nu se apucă numai instanțele de judecată cât îl numesc prin încheie. În aceste momente, după culisele noastre, se află avocatul Andrei Briceac, care spune că reprezintă interesele unui grup de investitori ai casei cu palmieri și stele. El a ținut să vină astăzi la noi pentru a expune poziția clienților săi și anume că activitatea asociației condusă de domnul Nicolae Golubenco ar putea mai mult dăuna investitorilor decât să rezolve problema. Ce argumente are el în acest sens aflăm chiar acum. Andrei, vă așteptăm în platou. Bună seara, Andrei. Bine ați venit la noi. Vă rog să luați loc acolo pe canapeaua liberă. Andrei, vă întreb pe șleau. De ce credeți că activitatea asociației despre care tocmai vorbisem înainte de a intra dumneavoastră în platou, condusă de domnul Nicolae Golubenco, ar putea mai mult dăuna celorlalți cumpărători de apartamente? Nu. În primul rând, din ceea ce am auzit eu, domnul Golubenco nu spune toată informația până la capăt. Nu spune tot ce... Dar care ar fi capătul? Eu am participat în calitate de avocat și particip pe mai multe cazuri de insolvabilitate. Fiecare caz de insolvabilitate este complex și specific. Din toate care am participat eu, dar sunt peste 5-7 cazuri, da, de rezonanță, doar într-un singur caz a fost mai optim ca oamenii să dea în faliment și să construiască ei prin asociație. În cazul de față, așa ceva nu e posibil.
Aici, în cadrul procedurii de insolvabilitate, nu sunt doar persoane fizice investitori. Din capul locului acolo au fost și instituții financiare, câteva, leasing-ul, instituții de leasing, statul cu fiscul, datorii foarte multe la furnizori. Respectiv, doar un plan de restructurare aici pot să dai o șansă pentru a soluționa problema de față. A venit momentul să-l auzim pe Ruslan Vasiliev, persoana în gestionarea căreia se află în prezent complexul nefinisat. Atenție! Din pricina la asociație se diversează procesul de obținere a actului permisivii. Tot ei sunt aceia care au depus contestații la decizia primăriei de alocare pământului. Tot ei sunt aceia care au depus cereri în instanța de insolvabilitate de a intra compania în faliment, deși prima instanță le-a respins, acum este la apel. Eu presupun că asociația DATO a fost formată cum a fost până la aceasta Uniunea Conducători Auto, fix așa cum asociația să fie un terț între Galsam și între primărie. Vreau să vă spun că din 100% din creditori, dar noi avem aici peste 500 de creditori, 95%, 96%, 97%, toți înțeleg care e situația. Eu sunt crezut că jumătate nici nu înțeleg pentru ce iese. Pentru lor le pare că iese pentru dânși, dar de fapt iese pentru ca să le facă interesele meschine al domnului Kim și domnul Golubenc. Eu cred că în spate la tărgânarea dată stă însă și domnul Kim. De domnul Kim trebuie să ocupe organele de drept. Eu am spus și public am spus, dacă eu am vreo tangență cu cineva care stă în spatele meu, eu sunt gata, îi scriu, bărbătește, așa spun, îi scriu apartamentul și ăla pe dânsul. Vine cu dovezi concludente, poftim, domn Vasile, îți cadonez și nu mă mai implic. Dar ceea ce a zis el, că practic lumea care chiar și a ieșit la protest, nu înțelege, de fapt, bine, cum stau lucrurile cu adevărat. Uitați-vă, eu altfel gândesc. Nu ca dumnealui. Eu îmi pun întrebarea. Cu ce poate să deuneze dacă terenul să aparțină asociații? Dacă îi explică cineva chestia asta, eu nu știu. Cu ce deunează? Hai să-l întrebăm, pe domnul Avocat. Din momentul de când noi am scris că li transmitem documentații, oameni buni, doriți, poftim. Ce interes am? Procedura de insolvabilitate este o procedură legală. Care cu prevăzută... ce ar încurca la ziua de azi, adunarea generală e condusă de oameni, de creditori. Corect. Ei hotărăsc. Dacă oamenii vă adunați dumneavoastră și hotărâți să o dați în faliment, o dați în faliment. Galsamul, efectiv, nu merge vorba despre faliment. Galsamul la ziua de azi... Noi ați luat o raznă. Povestiți și ce le încurcă. Doamna Iulia, haideți să-l lăsăm. Dar noi nu credem, că dumneavoastră nu cunoaște amănuntul. Cu ce încurcă faptul că asociația... Are 5 clienți care ți-a dă explicații. Doamna Eugenia, vă rog frumos. Doamna Eugenia, vă rog frumos. Domnul Golubincu a întrebat. Cu ce și pe cine ar încurca faptul că asociația, care reprezintă oamenii, investitorii, ar intra în posesia terenului pe care sunt construite aceste clădiri? Asta ar încurca procedurii planului care a fost aprobat de către instanță și votat de toți oamenii. Aici la persoanele date la toți, le trebuiește hotărârea lui Solomon. Și dacă vă aduceți aminte în ce constă această hotărâre, când acele două mame pretindeau la un copil și când împăratul Solomon le-a spus bine, eu îl dezbin în două. Mama, adevărat că a zis nu, lasă-l acolo. Deci, fiecare parte de aici consideră că are dreptate și voi într-adevăr aveți dreptate. Fiecare, așa ce e, așa ești, așa ceilalți, toți aveți dreptatea voastră. Numai că realitatea o să ducă că voi să lungiți termenul de dobândire a acestui spațiu. Aici trebuie de divizat, după mine, eu nu sunt specialist în insolvabilitate, dar după mine trebuie divizat în două părți. Casa care ne mijlociți poate în timp de un an de zile de dată în proprietate, și treacă lumea acolo să trăiască, și a doilea care e nefinisată și nu știu dacă va fi finisată în viitorii 10 ani. Colegii mei, l-au întrebat pe actualul administrator și despre termenii în care blocul ar putea fi dat în exploatare. Iată ce ne-a spus Ruslan Vasilie, atenție. Și creditorii de la Palmier, și creditorii de la Stele au fost delapidați și amăgiți de către fosta conducere, fost de domnul Kim, deci așa, care acum încearcă prin diferite metode murdare ca spre ei conducerea și să
mai încasez careva sume de bani și vreau doar să transmit la investitor că toți suntem împreună. Eu n-am să admit ca Gasam Servicii să intre în procedura de faliment și să fie valorificat și lichidat. Foarte mult depinde de către Primăria Municipiului Chișinău, Consiliul Municipal Chișinău, Direcția Arhitecturii și Urbanism. Scopul meu ca cât mai repede să obțin actele permisive de la primărie și să finisăm lucrările. Nu îmi trebuie maxim 3 luni, hai 4 luni de zile și noi dăm casa în exploatare. Cuvintele lui domnul Vasilev nu costă pără chioară. Dacă înțipuiți-vă dumneavoastră, dumnealui din 2017, de când a venit la putere și are toate documentele în față, toate dosarele, toate judecățile, el numai pe 26 iunie șere certificatul de urbanism. Anul ăsta. Pe când din 2019 blocurile sunt nu ca înghețate, nu ca asta. Eu am vrut să spun că ele dăm un bun viitor. Ele dăm sunt înregistrate la cadastru. Deci noastră nu deși credeți. Deși în 2019 că noi am votat, continuăm aici 2 ani, domnul Vasile în ianuarie nu s-a dus și nu a dat document la primărie, la cadastru, la organele de resort care să le dea nouă certificatul de urbanism și noi aici 2 ani construim. El s-a trezit când a început două babe de la piață să facă gălăgie. Unde a fost el până amu? Spuneți! El scrie o scrisoare. Doamne, eu nu vă pot spune nimic. Din contul nostru, el are leafă, contabilă are țăși mii și nu poate nică să rezolve. Îl considerați impotent să rezolve această problemă? Sau îl considerați cu interese meschine și ascunse? Eu cred că are alt interes. Și nu cred că de grabă mi-e de acasă. Eu aș ruga domnul avocat, dacă dumnealui a citit foarte bine planul de restructurare, să-mi spună dacă eu intru în faliment cu domnul Vasile la 6 medic, în 3 luni domnul Vasile, adică 5 ani nu a făcut nimic, în 3 luni el ar soluționeze toate întrebările. Eu vreau să-mi spun și mă așteaptă să-mi răspundă în platou domnul avocat, să-mi spun și mă așteaptă pe mine dacă domnul Vasile nu dă casa în exploatare. Andrei, dacă vreți să răspundeți... Da. Înainte de începe lucrările, s-au făcut evaluare la fiecare bun. Respectiv, dacă scoate la vânzare acum, dacă mergeți în faliment, mergem, apartamentele scot la vânzare. Apartamentele se scot la vânzare. Da. Dacă se vând, dar practic arată că nimeni nu procură apartamente nefinisate în proceduri de asta. De ce falimentul e rău? Uitați-vă. Dar dacă se vând, dumneavoastră vă se întoarce nu prețul care s-a obținut acum din realizare, dar prețul care era apartamentul la etapa când s-a intentat procedura până începe lucrările. Înțelegeți? Mă scuzați, vă rog. Colegii mei l-au contactat și pe Eugen Echim, cofondatorul și primul administrator al companiei de construcții care a înălțat casa cu palmier și stelea. Acesta însă nu a răspuns la apelurile noastre. Totodată am expediat o solicitare către primăria municipiului Chișinău, dar până la momentul înregistrării acestei ediții, nici de acolo nu ni s-a oferit nici un răspuns. Morala vine de la sine, pentru că este o lecție probabil că pentru toată lumea și pe mine m-a deranjat în toată această discuție cel mai mult. Este cultura fiecăruia în materie de cum noi ne protejăm față de anumite acțiuni. Iată, dumneavoastră ați spus că v-au invitat să mai dați câte 50 de euro pentru fiecare metru pătrat și v-ați dus și ați plătit în bancă. Da. Care a fost scopul destinației acestor bani? Ați încheiat un acord adițional. Nu, asta este greșeala voastră. Nu este indicație că trebuie mâine să mergeți la armată. Dumneavoastră, foarte corect au făcut colegii voștri. N-au plătit. De ce? Pentru că n-au știut destinația acestor bani. Dacă dumneavoastră, de acești bani, vă luați un avocat, el dormea la ușa dumneavoastră. Am luat 500 de euro avocat. Prietena mea deci, are domnul avocat. Nu avocatul care trebuiește. Credeți-mă, trebuie să iei și un avocat care este anume specialist în domeniul ăsta. Vreau să spun câteva elemente care, într-adevăr, au o importanță în genere și pentru societate. Înainte de încheia un contract de investiții, trebuie, știți la noi cum se primește, întâi faci problema, a pe urmă fugi la avocat. Întâi trebuie de dus cu avocatul de creat acest contract și de văzut dacă se merită sau nu se merită a fi semnat și a da banii. Asta avocatul e în primul rând. În rândul 2, vreau să spun pentru ceilalți, că atunci când statul este slab,
ce se primește atunci când mâța nu e acasă? Tot șoareci și sui pe masă. Ia ca fix la noi, toți excrocii s-apucă să facă business mare, care săracii noștri moldoveni îmblă 10 de ani prin instanță și nu-și pot apăra interesele. Curaj vouă, toți! Foarte mulți procură apartamente care nu sunt date în exploatare pentru că, logică, sunt mai ieftine. Dar pentru cei care ne aud, să cumpărăm apartamentele atunci când se dau în exploatare, părerea mea, eu așa mi-am luat și dorm mai liniștită. Cred că așa este mai corect. Dumneavoastră, dacă o să trăiți bine cu toți locatarii, să vă uniți, poate nu atât de repede o să se rezolve toată situația, dar se va rezolva. Credința în Dumnezeu poate va fi bine. Noi vom urmări evoluția situației cu blocul de pe strada Ginta Latină 8 din capitală. Sperăm că va veni totuși ziua în care eroii noștri se vor vedea locatarii apartamentelor în care au investit atât de mult. Aici încheiem liniște și poate să vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.